Niciodată n-am știut cum îl cheamă pe domnul Irinel Columbianu sau Irinel Columbanu. Și dânsul, ca și domnul Boc, au aceeași înălțime, mi se pare, după, nu? Tot gentufiș. Gentufiș, da. Chiar, exact. Merg pe lângă bordură, așa. Pe lângă bordură. Păi ăștia, dacă îi lasă să meargă pe lângă bordură, îi confunzi. Nu, dacă lași cățelul să meargă pe lângă ei, e mai nasul că îi confundă chiar cu un tufiș. Dacă lași cățelul să meargă pe lângă ei, trebuie să iei și un pampers cățelului, că o să aibă o senzație continuă de a urina. Înțelegi? E... Da, super. Da, haideți să mai punem, putem să-l punem momentul? Da, nimeni să se încarce. Ia, auzi și ne trebuie, așa sunt telespectatorii noștri. Ia, fiți atenți aici, da. Să vedeți, domnul Boc, că dacă ar fi fost pe bune să se facă niște alegeri adevărate, cred că luați 0,0, aproape 0. Nu, dacă s-ar face niște alegeri adevărate, domnul Boc ar lua o căzătură mai mare ca aia care a luat în emisiunea Andrei Gheorghe. De data asta și-a rupt pe gâtul. Dar cum a fost, tati, căzătura aia? Că a rămas... Superbă a fost! A fost superbă, da. Deci dar a rămas acolo nemișcat, eu am crezut că gata. Peleus pe altă lume. Dar nu, de că s-a sculat și eu. Se vede că s-a lovit la cap. Urmările le-am văzut după aceea. Le vedem, adică. Da. A rămas cu capul. A rămas cu capul. I s-a făcut ciupercă așa. Da? Vedem? Să dăm ăla cu mesul, dă-l dăm puțin jos ca să se vadă tot. Nu, las că e foarte bine. Monica! Foarte tare. O postură în care chiar i-a stat bine domnului Boc. Da. Ați văzut telespectatorii. Deci, asta e dacă oamenii ăștia politici s-ar apleca un pic, o licuță, să ia și pulsul pieței, pulsul poporului, da? Celor care aleg. Ar vedea cât de iubiți sunt. De unde? Te iubește mama mare. Dar mama mare a murit acum 15-20 de ani. Iubia ar furcile. Că alea ca o tine. Domnul Demir Boc. Care face poc. E pizza. Tatăl, ce-ai făcut? A căzut gogoșarul. Doamne! Păcat că au desfințat crematoriul ăla, cum se chema, având denumire foarte tare crematoriul ăla, Cenușa. Păcat. Asta e. Da, nu e nicio problemă. Vorba lui Nichita Stănescu, l-a întrebat un coleg al lui scriitor, și băi, Nichita, și ăștia tot se plimbă prin Mercedes-urile alea. Și Nichita, ce lasă-mă în pace, mă, ăștia. Ei se plimbă prin Mercedes-ul, noi ne vom plimba prin eternitate. Așa este. În timp ce acești domni, atenție mare, domnul Boc, pregătiți-vă că pentru dumneavoastră cred că va fi un cazan special. Un calatom degețel. Un degetar unde vă vor fierbe acolo. Okay. Un ibric, cel mai mic. Dar nu ibric, de ce? Că dânsul cred că apar într-un degetar, cred că se lăfăie. E piscină pentru el degetarul. Nu-ți dai seama.